mama mea icoană sfântă, sărut mâna ta muncită. Și fața arsă de soare, pe care o curs la grămioare. Vin, măicuță, de departe, să-ți șterg lacrimile toate. Să uiți, mamă, de oftat, măi, că prea mult m-ai așteptat, măi. Poftiți cu Ionel de mână, eu aia. Doamna Raisa, la mulți ani. Mulțumesc, la frumoasă aniversare de 80 de ani. Mulțumesc. Noi suntem de la compania Surprize de Vis și această frumoasă surpriză este pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Așa, un buchet frumos. Voi trăiți și să mai duceți așa surpriză. Și un coș cu fructe este o, ne pot sărit la coș. Ne pot să vedeți să fac cam 14. Hai, luați neacă. Luați ce vreți! Repede! Repede! Lasă vadă lumea că am 14 nepoți! Hai, luați neacă ce vreți! Hai, mai tăi și voi! Luați ce nepoți! Ana, nu te-ai nimic! Hai, dar voi, în alții! Așa, dă-i, Doamne, să trăiască compania asta care ne-a adus în sănătate! Și sănătos! Să dăm vouă mult sănătate! Vreau să vă întreb, cum credeți, de la cine este surpriza? Parcă aș zice, parcă nu știu cum, poate peste altă graniță, peste graniță poate. Să știți că avem și un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră. La mulți ani, scumpa și iubita noastră bunică, străbunică și nu în ultimul rând mamă. Astăzi, din depărtare, cu lacrimi în ochi, scriu aceste rânduri că nu pot fi alături de dumneata în această zi frumoasă de primăvară, la întâlnirea celor 80 de ani. Dar vreau să te felicit, să-ți urez multă sănătate și să te țină bunul Dumnezeu cât mai mult lângă noi. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine și pentru ceea ce faci pentru copiii mei. M-ai crescut, m-ai ajutat și mi-ai dat sfaturi care și azi le port în suflet. Ai fost și vei fi mereu îngerul meu păzitor, care se roagă pentru mine, fiind departe. Eu, nepoata ta mai mare, Natalia, nepotul Florin și cei 4 strănepoți, Mihai, Salomeia, Gheorghe și Florentina Maria. Îți urăm tot binele din lume, te iubim enorm de mult și ne este dor de dumneata. De aici, din Spania, un sincer și călduros la mulți ani. La această felicitare se alătură copiii Ana și Valeriu, ginerele Mihail, nepoții Raisa și Marcel, Ana și Sergiu și toți ceilalți strănepoți, fiind la număr 14. La mulți ani, iubita noastră! Mulțumesc, mulțumesc, Natasha! Mulțumesc frumos de cadou care ni l-o trimis. La Doamne, fii sănătoasă, ies să-i poartă cu gine copiii și trăiască e ca anii ei. La Doamne, trăiască să ajungă în anii ei și mai mult, mai mult. Și vouă vă mulțumesc frumos. Faceți așa lucruri. Și ce să mai spui, mama? Secretul tinereții. Secretul tinereții, am fost veselă cât am trăit. Am ajutat copiii, am ajutat nepoții, am ajutat măhala, veseliile am făcut eu cei mai viacai sunt care, băi, care am aici măhală. Tăt la tăt. Și noi am învățat de rău. Bine, și dă Doamne sănătate, fii sănătos ca mine să ajungă. Poate am răbdat, o viață am răbdat, pe bune gine, pe unii rău, dar viața o mărs înainte. Și dacă a dat Dumnezeu, poate să mai vine și la jubileu de 100 de ani. Să ai zile să trăiești și nepoții să-ți crești, măi. Și mă rog la tot ce-i sfânt să te țină pe pământ, măi.
să ai zile să trăiești și nepoții să-ți crești mai.